Mărela, te la 1, la 3, iar tu te conectezi telepatic. Partea subliminală, raise. 1, 2, 3. Ok, o văd. Da, este ea. Este ea. Avem și acordul ei. Dar are doi arhoni. 4 demoni. Și mai este un fel de aviar halo. Halogor, zice. El spune că este specia asta? Da, halo. Halogor. Bine. Ok, las. Ce e? E un fel de aviar. Tot, e o pasăre, tot gen pasăre. Nu are mâini. Da. Seamănă cu pasărea flamingo, dar e mult mai mare. Are picioare de om. Picioare umanoide, de trup de pasăre, dar e mult mai, nu știu, penele pe ea sunt sub formă de soare. Soare? Da. Că sunt strălucitoare? Da. Și rotund, așa ca un evantai. Are un gât lung, da, gâtul pare de umanoid. Și capul este la fel un hibrid între aviar și om, ca și aviarul. Ok, partea subliminală cum se prezintă? Tristă, obosită. Supărată că toate în jur se năruiesc, zice. N-am spor la nimic, zice. Spor în ce sens te referi? Munca mea e în zadar, zice. Adică spor material. Da, nu are rezultate, nu dă rezultate. Munca în zadar. Bine, dar tu parte subliminală? Na. Te interesează să adune averi? Nu pentru averi, ca să fie bine în fizic, zice. Dar nu reușești măcar asta. Da. Nu reușești măcar asta. Ce-s mult și rezultate puține. Și de ce oare? Se întâmplă așa pentru că, uite, toată viața s-a rugat. Se roagă. S-a rugat acum mai puțin, fiindcă a început să înțeleagă, vede sesiuni. Mintea ei, zice, conștient. Cred că muncesc pentru ei, nu pentru mine. Bine, dar când s-a rugat și se roagă încă soțul, băiatul, care este paralizat, foarte religioși. De ce? Ce se gând, adică ce crede acum partea subliminală? De ce n-au fost ajutați? De ce nu sunt ajutați? Nu știe. Nu știe. Nu, probabil că încercările acestei vieți ar fi fost să ne facă mai buni, dar, zice,
A reușit? Nu, din contră, ne-am îngropat. Parcă ne îngropăm unii pe alții. Munca ne îngroapă, starea fizică ne îngroapă. Lumea în care trăim parcă ne îngroapă. Și o muncă continuă, nu știu pentru ce zice. Nu se văd roade. Pește îi vede, îi percepe? Sau îi percepea? Nu. Ființele. Nu? Dar când se ruga, percepea ceva? Nu. Rugăciuni? Nu. Păi și atunci, pușca mea, nu percep nimic, nu vezi nimic, nu înțelegi nimic, nu simți nimic, a cât s-o ții așa? Nu știu cât ne spun ei, probabil. Era te atacă cineva? Nu, gâtul meu e sensibil. E sensibil la ce? Sunt ok. Ok. Bine, deci n-a perceput niciodată nimica. În niciun fel. Nici acum nu percepe pe ăștia, că ai spus tu. Că tu ai spus ce observi, ce vezi, partea subliminală. Nu e focusat în jur, e cu capul în jos, tristă, stă pe o piatră. Păi zi să se uite în jur, să ridice capul și să cerceteze în jurul ei. Vede niște corzi care pleacă de la ea, dar la capătul ei e ceva translucit, da? Nu știu. E vreuna mai puternică, vreo coardă mai puternică? Toate sunt la fel. Toate sunt la fel. Bine, și nălucile astea, ce să fie? Și ce caută cu corzile astea legate de ea? Ce să facă nălucile? Pleacă Ce crede? Energie de la ea, ce probabil că de la mine pleacă către arătănile astea, zice energia mea. De asta se uite când se roagă, când se ruga. Mergem într-un moment din acela și îi face o fereastră cuantică era. Și hai să vedem ce se întâmplă pe corzile astea, ca să vedem de unde se duce energia asta, care-i sensul încotro și cum, dacă se pleca mai multă energie așa cum crede partea subliminală. Să vezi, sau mai puțină când se ruga, nu știu. Vrea să vadă, da. Ce să cercetăm, că de-aia suntem aici. Da. Pe o fereastră cuantică și ne uităm într-un moment, oricare, când se roagă, da? 1, 2, 3. Și hai să vedem ce apare pe fereastră cuantică. În momentul în care se ruga, vede că erau toți pe ea, toate ființele astea cărora pleacă corzi de la ea, erau adunate ca un cocon în jurul ei. Așa. Și începeau apoi să facă acțiuni. Ce acțiuni faci? În fizic, se strice lucruri. Demersul lucrurilor în fizic le strica și se distrau, vede cum se distrau și cum îi lua și mai multă energie. Și iară se ruga și iară stătea cocon pe ea și tot așa. Da, lucrurile de cele, cine le stricau? Ei sau se stricau că era, se scurcircuitau de la multă energie care pleca de la ea? Ei creau, vede că ei creau în jur situații care să o dezamăgească și să o înfurie de multe ori. Care dintre ei? Toți ăștia? Și făcea efort în continuu. Mai mult cei patru demoni, ei erau puși la acțiune, da. Arhonii deschideau pur și simplu
Le dădea și arhonii energie demonilor, pe lângă ce lua demonii de la ea, Da. Ca să facă, să aibă Sunt spor diverse. demonii. Da. Iar pasărea, ce face? Pasărea văd că nu are string cu ea, stă în jurul lor și se tot învârte. Ca și cum ar face gard, ziduri, ceva de genul. Nu are string cu ea, primește energie de la arhon. Da. Dar văd că îi ajută într-un fel. E ca și cum o îngrădește. Să nu aibă Deci ieșire, sunt să nu vadă ieșire, să nu vadă, să nu aibă scăpare. Să nu scape. Bine. Da, acum sunt în ce echipă. Partea subliminală, că vede. Acum Vedeți înțeleg că, zice, rădăcina acțiunilor, rădăcina cauzelor, zice, care mă țin blocată în fizic. În situații și în viața asta neplăcută, cu toate problemele ei, cu toate situațiile care mi s-au creat, da, așa mă și simt, blocată aici. N-am unde să merg, n-am ce să fac. Depind de alții și alții de mine. Sunt ca un cui în mijloc. Și... membrii familiei se referă. Da, da. Acum, na. Pe stringurile alea pleacă energie numai de la ea sau ei nu trimit și ei nimic? Arhonii trimit multă energie către ea. Văd că trimit ca și unde telepatice, la cap are ca un fel de caschetă, implant. Și absorbe tot, acea caschetă absorbe tot ce e transmit. Și apoi ea gândește în sensul ăla, în direcția aia, spre filtrată gânduri, da? Prin gândurile respective, da. Păi și acum zice că simte, îi vin gânduri de vibrație joasă și de-aia zic, are, acum observ. Are implantul ăsta la cap, are la gât. Ficat. Stomac, pancreas. Binarea dintre intestinul subțire și cel gros, acolo mai văd. Așa, și pe partea de circulație sanguină, văd din loc în loc ca și cum ar fi niște cilindri, ca și cum ar fi ceva care sunt niște cilindri mai mari adunați, da? Adunați boți, conglomerant. Atunci, că sunt mai mari, boți, nu nano. Da, care așa. Se adună conglomerant și se văd ca un glonț, ca un cilindru. Și ăsta se plimbă și sunt mai mulți, care se plimbă prin sânge, prin tot corpul și văd cum la un moment dat se opresc toți deodată, parcă se scutură, așa ca și cum ai scutura un covor plin, plin, plin cu praf. Și tot acel praf se așează, se așează pe pereții vaselor în jurul, în jurul unui organ, cum ar veni, sau loc, nu neapărat organ. Și acolo încep să, ca un acid, văd, care începe să ardă, să mănânce. Acidul uric ăsta? Poate să aibă legătură, da. După ce parcă mănâncă ca un acid, parcă se înmulțește după aia. Deci se hrănește cu țesuturile locului, locul unde se oprește și se scutură, cum ar veni. Și pe urmă încep să crească acolo. Ca niște săruri la gut. Da. Da, uite, poți să le spui și așa, săruri, da. Doar că nu fac bine, nu sunt
Păi nu, că ele sunt depuse acolo, cresc Da, acolo, și fac niște gâlme. nu sunt naturale pentru corp, nu sunt din corp. Și sunt... Dar din ce sunt? Păi din implanturile astea, așa le văd. Din implanturi iese astea. E Da, și tot substanță. ceea ce deranjează corpul, de fapt nu e a corpului din corp. E adăugat, e implantat. Și începe să creeze dezechilibre toate astea. Astea se pot energiza și, într-adevăr, și prin hrana pe care o consumăm mai apoi și pe care o consumă ea, parcă le hrănește. Deci orice substanță pe vibrația asta dăunătoare corpului hrănește aceste locuri și, nu știu cum să le zic, și cilindrii ăștia. Deci Dar sunt cilindrii ăștia introduși în corp, cum ar veni. Sunt introduși în corp. Nu sunt produși de corp. O anomalie a corpului sau ceva să zici. Nu, sunt introduși. Cine a introdus ăștia aici? Ai cui aparține? Arhonilor. Arhoni. Da, ce-am văzut până acum, arhonilor, da. Altceva? Mai vezi? O face și foarte receptivă, sunt și ca și niște antene radio, implanturile astea, și o face receptivă la orice emoții. Deci o face să creeze acele emoții pe acele frecvențe, vibrația lor. Mai vezi? Mai sunt și alte implanturi pe undeva în afară de astea? Ce mai văd? Mai sunt niște pansamente, ca un pansament maroniu, gri, negru, pe aici, pe acolo, pe oase. Dacă auzați, tot de asta, tot de cilindrii ăștia, din loc în Adică loc. Alea ar fi ca niște... Ceva deja deteriorat, ceva deja... Da, da, da. Ca o cangrenă văd pe oase, da, așa. Da, da. Asta mă gândeam eu, așa. Da. Bine. Acum partea subliminală observă, da? N-are nicio legătură cu boala grea. Da, da, am înțeles. Cancerul, n-are da, nicio da, legătură. Da. Sunt încă un energetic și stagnante. Nu vreau să introduc programe să se sperie că da, da. Ar fi boala da. grea. Nu. Bine, acum partea subliminală, na, până aici am înțeles. Acum își înțelege starea și înțelege, zice, cârligile care mă agață și problemele care apar în fizic, da, și apar în fizic ca și probleme de sănătate, afecțiuni. Începe să înțeleagă, de fapt, cine și ce îi dă aceste stări și cum ea le alimentează prin emoțiile care le produce din fizic în timpul situațiilor. De fapt, situația mea e întreaga viață, zice, felul în care trăiesc, blocată aici și tot ce se întâmplă în jurul meu și eu, prin felul în care trăiesc, alimentez toate astea, cum vede. Și după aia pe ei. Ok. Hai să ne uităm, Ela, dacă tensiunea intracraniană e produsă de implant, de cască sau și când a început să se producă? Ceea ce văd când sunt induse acele gânduri telepatice cu ajutorul implantului, se formează ca și cum ar fi tensiunea pe care o simt aici în interior, sub cască, sub implant, e ca și cum ar fi acea apă care începe să fiarbă, dar este într-un vid. Și capacul începe să se umfle, să crească, dar nu are unde să puște, să meargă. Și atunci apasă pe organele din interior, le presează. Așa văd că funcționează la ea sub implantul ăsta. Și ca și cum ar fierbe. Ăsta, implantul ăsta a fost pus sau are legătură cu loviturile la cap sau într-o lovitură la cap? Că, din câte am înțeles, a avut mai mult.
Activat. Implantul are de la 3 ani, văd. Dar situațiile, evenimentele din jur îl activau sau chiar îl energizau și mai mult. Sau, ceea ce mai văd, este că se descărca din el și mergea la entități, energia. Deci dar asta văd de două ori că s-a întâmplat, dar în general îl activau, îl revigorau implantul, îl energizau. Da. Acum, am înțeles, arhonii, demonii ce fac, pasărea ce face, dar pasărea asta nu are string, practic. Ea este auxiliară adusă de arhoni? Da. Da, ea face un zid din jur, gardul din jur. Ea este un instrument al arhonilor? Este subordonată arhonilor? Da, și primește energie de la ei. Hai să vorbim cu pasărea asta, să vedem de ce e ea și de ce e așa de... Are pene aurii, e atât de... E frumoasă. Da, și luminoasă. De unde-i vine asta? Să vedem, da? Conecteze la telepat. Da. Protejat. Pasărea. Cum se numea? Halogor. Halogor. 1, 2, 3. Bună, Halogor. Da. Am văzut că... Bine vorbești? A? Bine vrei? Cum? Da. Bine. Ești tu, ești Halogor. Ce vrei cu mine? Vreau să spun că felicitări, să te felicit că ești atât de frumoasă, aurie, ca un soare. Mă felicit de felul care eu sunt, arăt. Păi cum? Eu n-am mai văzut așa ceva și mi se pare o chestie extraordinară să fie atât de strălucitoare, de măiastră, de frumoasă. Trebuie să te miri pe diversitate? Da. Diversitatea sigur că te miră dacă nu o cunoști. Trebuie să te miri. Păi atunci când o cunoști... Ești mică atunci. Păi da. Vezi? Sunt o parte subliminală. Într-un corp fizic. Să știi să nu te mire nimic. A, dacă mi-aș aminti. Dar nu prea mi-amintesc. Spui că ești om. Păi sunt om. Am zis o parte subliminală în corp de om. Ciudat, un corp fizic. Puțin știu asta. Ce? Ce ai spus tu mai devreme? Puțin eu știu. A, păi da, puțin, că dacă ni se taie conexiunea, ni se face ceva pe acolo la rotițe când suntem oameni. Nu se taie nimic. Da. Sunteți făcut să credeți că... Nu ni se taie. Ni se încurcă pe acolo circuitele. Bine, de ce te plângi? Nu mă plâng. Cum atunci ce vrei? Uite, suntem aici, vreau să vorbesc și eu cu un halogor. Sunt aici, ok? Nu? Ok, da, asta ziceam. Și am văzut că tu faci ceva în jurul părții subliminale. Faci un gard, faci un ceva. Ce faci tu aici? Ce, adică ce e chestia asta? Ce ai zis? Care te învârți. Păi te învârți, dar de ce te învârți? Așa, așa funcționezi tu? Te învârți? Corpul meu energetic lasă dure, lasă unde, iar undele mele, pe unde trec, creează ce vreau eu. Ce? Și ce vrei să... Ce creezi aici? Ce vrei să creezi? Către zid? Zid? Un zid energetic, un perimetru, pentru sufletul ăsta. De ce? Ce trebuie să facă cu zidul ăsta? La ce îl ajută pe suflet? Să nu-l depășească. Okay. Să nu iasă. Și cu... Să nu iasă din zidul ăsta, da? Și dacă iese, ce se întâmplă? Nu are voie. Dar dacă nu iese, va putea ce nu are voie? Știu, dar de ce nu poate să iasă? Adică dacă are ieșit, pentru că nu știe. A, nu știe. Și dacă are ieșit, ce s-ar întâmpla? Adică de ce voi vreți să stea în zidul ăsta? În interiorul acestui? Ca să acestui? Nu piardă. Nu vor să piardă. A. Păi, cum să o piardă? Construiesc o temniță, e bine? Am înțeles.
Dar ei au stringuri, au legături. Ei au, da. Partea subliminală. Cum să o piardă? Și dacă se duce, oriunde se duce, se lungește legătura. Vremurile sunt schimbate astăzi. Adică? Sunt foarte multe părți subliminale care încearcă să se elibereze. E tot pierd și pierd și pierd pe ele. Și uite acum... așa, noi construim temnițe. Bine, dar tu, pe tine, cine te-au creat? Arhonii ăștia? Ești un instrument al lor? Da. Și cum te-au creat? Eu sunt un hibrid dintre Ra și ei. Dintre cine? Ra. Ra. Ah, Ra și Arhoni. Ok. Da. Dar ești o ființă, să zicem, energetică, de sine stătătoare? Da. Păi și cum ai ajuns să te comande Arhoni? Fiindcă nu sunt strămoșii tăi? Sunt în colaborare. Ești în colaborare, dar lucrezi pentru ei. Faci ce spun ei. Of, limitați mai sunteți. Hai, fă-mă să înțeleg. Eu nu lucrez pentru nimeni, eu lucrez pentru mine. Pentru eu tine. Primesc partea mea de beneficiu. Exact. Deci, asta e. Contra muncii, contra valoarea muncii tale, este energie care ți-o dau arhonii, da? Îmi convine foarte mult. Păi da, că îți faci rost de hrană, da? Nu? Ușor. Și dacă am nevoie subliminală... de convenții cu voi, am convenții cu ei. Exact. E mult mai simplu și ușor. Nici nu trebuie să conving pe nimeni. Cheamă ei. Tu știi, ești un lucrător, cum ar veni, da? Da, câmpul ăsta, nu, durele place astea... cuvântul ăsta, nu sunt un lucrător. Eu colaborez. Ok. Fac ce e bine pentru mine. Da. Da, acum hai să vedem durele astea care le, cu care construiești când tu te miști. De unde ți-ai energia aceasta? Adică, sau... Cum? Corpul meu, Emanu. Da. ADN-ul meu de Ra. Și acum, de ce te-au făcut așa de strălucitoare? Și nu răspundesc. Nu răspundesc, doar o scot și o recreez în jurul meu cum vreau eu. Apoi mi-o pot retrage când doresc eu. Această temniță pe care o construiesc, o pot reintegra toată energia când se termină înțelegerea. Auzi? Eu nu risipez nimic. Bine, dar de ce ești tu așa de... luminoasă, strălucitoare. De unde îți vine această energie? ADN-ul meu de Ra. ADN-ul de Ra, așa sunt. Raul, așa este? Da. Strălucitor, pentru că provine... Sunt galbeni, aurii, strălucitor ca un soare. De că provin din soare. De-aia mă și vezi așa. Da. Că provin din soare, de aceea? Da, sunt solarieni. Mm-hmm. Au acea plasmă. A lor și a oa. Mm-hmm. Da, cu ei ce s-a întâmplat? Că sunt mai multe, uite, sunt două, solarieni și solarieni, sau nu știu cum. Deci, de ce s-au despărțit ei? Sunt două? Solatieni. Nu, solatienii sunt din alt soare. Dar cei din Rau, care face parte din soarele acesta, al sistemului solar în care ne aflăm și noi, pe planeta. Ăștia și ei s-au despărțit. Unii au coborât pe planete sau... Sunt aceeași rasă, toți sunt solari. Aceeași, dar de ce nu mai sunt toți pe aceeași vibrație, pe aceeași frecvență? Pentru că o parte dintre ei au vrut mai multă supremație. Așa, și au vrut să... Și au fost respinși de toți ceilalți care era unul pentru toți și toți pentru unul. Mm-hmm. Aceștia din urmă au vrut mai multă individualitate, cei care au venit cu Ra pe pământ. Iar cei care au rămas uniți, au rămas în soare. Soare. Dar deci au venit pe pământ. Toți sunt solarie. Da, toți. Dar de ce au venit pe pământ și n-au stat în soare ăștia care ai lura Ra și cu în companie?
pentru deci au că aici plecat au din venit soare. să ajute celelalte rase cu care s-au împrietenit. Și au început să creeze corpurile voastre care să le fie sclavi și să nu-și mai dea din energia lor, ci să o ia pe a voastră. Dar ei mai au energie proprie? Acești sunt la fel ca și au ceilalți rămași energie, în doar soare? Că acum este finită, nu mai este infinită. Și dacă nu ar lua, n-ar face rost de altă energie de la noi părțile subliminale și s-ar sfârși energia lor? Oarecum, da. La un moment dat. Și de ce nu apelează la frații lor, cei din soare? Îi ajută. Nu sunt ajutați de către ei. De ce? Ce au făcut aia din soare? Alea zis că n-au făcut un lucru bun, că vor putere și că vor individualitate și putere și nu e un lucru bun și i-a scos afară din soare? I-a dat afară? Da, au vrut individualitate. Și Deci mai ce e multă un lucru rău, individualitate? Pentru soare, da. Și pentru rasa solariană. Am înțeles. Dacă toți ar vrea individualitate, tot soarele s-ar disipa. Dar la un moment dat se și întâmplă asta cu soarele. Se va disipa. Se poate Vorbesc din... Totul se disipă la un moment dat. Exact. Dar ei își prezervă această unitate, să zicem, cei de acolo. Bineînțeles. Nu și-au terminat Da. Experiența ca soare, ca stea? Ca ceea ce sunt ei acum? Auzi, dar sursa primordială a creației, ea se fractalizează într-o infinitate de părți, ea ei nu e frică, uite că se disipă. Și nu se disipă. Se va disipa și ea la un moment dat. Totul, Serios? Totul e ciclic, inclusiv această sursă a voastră. Și când se va disipa ea, ce se va întâmpla după aceea? Din fiecare particulă se naște alt univers și tot așa. Deci Nu se înseamnă termină că și ea, niciodată. atunci Totul înseamnă e că și ea, această sursă acum de care noi vorbim, că noi facem parte cu toții, și ea este o particulă dintr-o altă sursă care a avut creația ei înainte? La nivel infinit, da. Deci n-ar fi prima sursă a creației. Aceasta Nu, nici de din care noi facem. Nu. Și totul se mișcă totul se și mișcă, se transformă. Totul se transformă. Nimic nu se pierde, nimic nu stagnează. Dar cine să fi creat jocul ăsta așa? Păi gândește-te, tu ești acum într-un corp, te-ai născut copil. Ai crescut, te-ai maturizat, îmbătrânești, mor și te naști iar ca un copil. Așa e fiecare particulă din sursă. Din sursă, dar sursa asta e în sine, ai zis că este o particulă dintr-o altă sursă. Da. Și prima, cine coordonează acest joc al Nu am energiei? această cunoaștere. Ca să o poți înțelege tu. Nu înțeleg nici eu. Știu doar că totul se întoarce la origini și totul se renaște din nou. Nimic nu este static. Nimic nu se pierde, totul se transformă mereu și mereu și mereu și mereu. Infinit, la infinit. Ai văzut? Și atunci? Și nu se oprește niciodată. Și atunci tu, împreună cu stații tăi ăștia de aici și frații și ce-or fi ei. Cel puțin așa se înțelege la acest nivel acum aici. Da. Probabil că la spui? Nivele mult, mult, mult mai îndepărtate și înalte, lucrurile sunt înțelese diferit și au altă logică. Dar pentru noi, aici, limitat, ca și tine, sunt și eu. Ai văzut? Dar atunci, dacă totul se transformă și se întoarce la origini, ție de ce, tu și tații tăi de aici, de ce îngrădiți partea asta subliminală și nu o lăsați să plece, dacă ea vrea să plece? De ce voi nu acceptați că dacă vi se termină bateriile, vă întoarceți la origini? De ce? Se va termina la un moment dat. Dar de ce vă opuneți acestui proces natural? Păi de ce să nu mă opun atât timp cât eu încă vreau să fac astfel de experiențe? Păi da, dar să le faci cu propria
resurse, cu propriile resurse, nu Asta blocând și fac. ființe. De ce blochez ființele? Faptul că o Păcat. blochez pe ea face parte din experiența ei. Orice tip de experiență, conștientă sau inconștientă, creează o energie, pentru că totul e o acțiune. Totul se mișcă, totul e o ea acțiune. Ați întrebat-o pe partea subliminală. Ea vrea Bineînțeles că a fost blocată. Întrebată. Când? Când a venit acum, pe pământ. Când tot, acum, când ea tu este faci întrebată zidul, și când înainte faci... de încarnare. Auzi? Când faci tu zidul acum, ați întrebat-o dacă vrea să stea închisă în țarcă? Eu n-am nicio treabă cu ea. Ea am înțelegere cu Arhon. Păi tații tăi, tații ăștia de aici, a întrebat-o? Nu sunt tații mei. Ți-a păi spus, n-ai zis sunt că e doar în ADN de la ei? colaborare. Păi da, e ADN de al lor. Așa și? Și tu Și ai sunt ADN de la strămoșii. părinții Bine, tăi, dar... Dar sunt părinții mei, eu îi consider părinți. Așa. Și ce ADN O de la ei? formă Sunt de strămoșii ascundere. tăi. Auzi? Sunt strămoșii tăi. Ăștia au întrebat pe partea subliminală dacă vrea să stea închisă Au într-un țar contract care cu îl ea. faci tu? Da, Au au întrebat-o, contract. i-au adus la cunoștință, ceea Nu ce mă că ea nici nu interesează pe știa mine măcar că treaba asta. Ei au metodele lor de a duce la cunoștința ei anumite evenimente, acțiuni. Bine. Mulțumesc. Dialog? Atât? Da, hai. Bine. Măr de la 1 la 3, mă lași cu el la 1, 2, 3. Ela, deconectează-te. Partea subliminală, până la urmă, acum, ce înțelegi? Înțelege că s-a lăsat manipulată prin credința care a avut-o și-a dat din energie și s-a lăsat pe mâna altora. Și-a dat puterea și-a dat voință. Și de aceea se află în situația Această și în situație. tipul de experiență pe care îl are pentru că s-a lăsat pe mâna altora. Vrea să mai stea așa în condițiile astea? Nu, spune, Găsești? Vreau să-mi reiau puterea mea, vreau să-mi găsesc puterea mea și vreau să-mi creez eu singura experiențe, nu create de aceștia care îmi creează experiență neplăcută, blocată, plină de suferință, de dureri. Ok, am avut ce am avut până acum, dar nu mai vreau, zice. E suficient. Iar scopul, probabil, acestor tipuri de experiență e ca să mă trezesc și să-mi dau seama de ele. Asta și fac, zice. Bine, păi atunci să taie stringurile astea, cu oricine și orice. Da, le taie. Ia toate ființele astea și să le facă și iau într-un un gard, un țarc, să le pună acolo și să le blocheze. Le blochează. Le-a pus într-un cop de gheață, le-a pus pe toate. Partea subliminală, ela este întreagă? Sau a venit întreagă sau este întreagă acum? S-a fragmentat de-a lungul experienței, dar o văd întreagă acum. Da, a venit întreagă, a intrat întreagă în corpul ăsta, s-a fragmentat pe de-a lungul experienței și acum e iar întreagă. Da. Ok. Grad de conștientizare, că n-am întrebat la începutul sesiunii. 5. Ok. Mi-a spus când mai vrea astfel de experiențe. Hai să-i dăm sfera cu informații ale ei, din conștiința ei adevărată, care i-au fost blocate, care nu le mai putea accesa. Și mai dăm și informații din tot ce știm noi. O primește? Da, o primește. E bucuroasă pentru toate informațiile astea. Zice, mă va ajuta să înțeleg mult mai clar și să nu cad în brațele lor din nou. Mulțumește pentru informațiile astea. Sunt de mare folos, mare ajutor și acum văd că le asimilează, le deschide și le analizează.
totul prinde contură, cum zice. Ia să vedem. Câte experiențe a avut în corp de om pe pământ? Eu văd 403. A avut vreuna liberă? Nu. Tot toate cu coordonatori din aceștia. Toate coordonate a venit ca și conștiință, direct în 3D. A fost întâmpinată de arhoni. De arhoni, nu de ra? De arhoni, mă. Ok. Și ce au spus? I-au prezentat, i-au arătat pe hologramă o viață a unui alt suflet pe pământ în dualitate extremă și a făcut-o extrem de curioasă. A arătat extaz și agonie. Și această dualitate separată pentru foarte multe suflete este foarte fascinantă. Să trăiești asemenea dezechilibre, asemenea extremități, când de fapt părțile subliminale care vin aici se simt întregi, se simt și sunt echilibrate. Și e fascinant să încerce acest da, tip de să experiență. Se spargă, să se dezechilibreze total, ca apoi să se adune. Să devină mai echilibrat după ce sau să se dezechilibreze de tot. Nu se mai sunt adune. Extrem de interesante, palpitante. Super. Păi noi, nouă ne spune ăștia care suntem oameni și trăim. Depinde, și ea, mai mult sau mai puțin, experiență. În funcție de experiența cu care vine partea subliminală aici. Bine, și a fost de acord, adică a intrigat-o, da, să vină da, în creația aceasta. A vrut să simtă. Și acum? Ai vrea? Nu mai vreau acum. De ce? Nu știu dacă e suficient sau nu, cât a stat, dar extremele de ce astea nu mai vrea acum? De agonie, zice, nu e doar agonie, e consum enorm de energie și e foarte obositor și extenuant, zice. Nu mai vreau. Ok. Bine, păi da. Așa, de unde a venit el? Văd că, ca și ultima experiență, a fost în 4D pe planeta Los, în constelația Alpha Centauri. Și acolo, ultimul avatar, ce avatar a avut corp? Câine, om, om, câine, nu știu, cam așa ceva, câine, om. Are bot de lup, câine, urechi, are coadă, are păr pe corp, dar e biped și corp umanoid. Și ce fel de, adică e mai mare decât un om ca dimensiuni? Da, este. Și sunt mult mai, aici văd foarte multă rațiune mentală, mental. Logici, raționali, corp emoțional au, dar e foarte slab dezvoltat și văd că țin doar strict la cei familiari lui, atât. În rest, parcă nu au, hai să nu zic că nu au milă, ci sunt extrem de indiferenți la ce se întâmplă în jur. Nu prea, instinctul ăla de haită le au doar strict cu membrii apropiați ai familiei, nu pentru alții din grup. Dacă nu sunt și asta legați, de ce se creează doar cu membrii? Pentru că datorită sânge. Nu știu, așa sânge, văd datorită sânge. Sângelui. Da, și văd că corpul emoțional nu e, nu e mare, exact, e mic și foarte slab dezvoltat. Bine, ei ce relații dezvoltă acolo? Adică au tehnologie, dacă sunt atât de rațional, logici? Nu, strategie mai degrabă. Nu văd tehnologie,
Trăiesc în aer liber, natură, da, natură. colibe, totul e în semisfere, văd că construiți Da. totul. Ca din ce construiesc? Sau cum arată? Ca niște, din niște materiale sau sunt natural niște grote? Sunt și grote, văd că ceea ce ei construiesc au seamănă cu un fel de e un pic mai moale, nu știu, parcă ar fi un silicon din ăla moale, transparent, și deasupra lui văd că sunt multe, multe, multe frunze crengi sau copaci care sunt culcați peste acea cupolă, să păi zic. De ce? Ce fac? De ce pun asta? Ce sens au? La ce ajută? Acea cupolă parcă ar fi construită de ceva din substanță a lor, Da. așa, din ei cum ar veni, și e protejată de natură să nu se dizolve, că se dizolvă la un moment Ar dat. dizolva o, să zicem, aerul sau ce o fi Da, acolo. da, da. Atmosfera. Se consumă la un moment dat. Se consumă. Da, așa văd. Ok. Bine, că cum se mulțesc? Sunt sexuați sau asexuați? Sexuați. Deci se Sunt mulțesc ca noi, m-ar veni. Nu că... Se cuplează o parte feminină? Da, se cuplează, dar actul sexual e diferit. Nu au plăcere, orgasm. Sunt mai degrabă ca și cum te da mâna și te ții de mână. Și în timpul acelei senzații de ținere de mână simt o oarecare plăcere, să zic așa, dar deci e simt ceva, foarte că altfel nu și-ar da mică. mâna. La ce ți-ar da mâna? Da, Dacă... stau lipiți așa, contactul e lipit, nu e o acțiune, deci nu e un act ca al nostru. Da, da, înțeleg. E mai mult indiferent așa, deci ca și cum ți-ai dă mâna și asta ținut de mână. Așa pare actul lor. Și simt o senzație ceva. O senzație ceva acolo, niște furnicături. În urma oricărei atingeri din astea, iese un copil, creează un corp, o somă? Da, dar totul e planificat. Sunt anumite perioade de vârstă a lor în care E și la noi. fac treaba E și la asta. noi, la femei. Deci, da. Bine, și de patru cum, ori cine maxim naște? Poți. Femela, femela. Ai zis femela. 4 ce? Patru astfel de sarcini poate să aibă într-o viață. Și iese un singur corp, ia naștere dintr-o astfel de unire? Nu, De poate să atingere, iasă mai mulți. Poate să iasă mai mulți. Și Da. când ies, deci femela îi poartă în pântece? Da. Și când ies, ies mici? Ca și noi, copiii cresc. Da. Da. Dar nu ies prin organele genitale, ies prin ombilic. Buric. Buric, să zic așa. Da, da. Și n-au dureri, n-au... Și se face așa ca o trompă din burtă, cordonul ombilical, parcă iese, se formează ca o trompă și pe acea trompă parcă ies. Apoi se absorbe acea trompă din buricul lor, ombilicul lor. Ok. Numai la noi e cu consum, și da? Poate să nască și până la 20 odată. Cu ce se hrănesc el? Plante, apă, mai este ceva, sunt anumite locuri pe planetă care există un fel de, nu știu, pare ca o pâine, ca un burete, ca niște mușchi de pământ, dar sunt mari, foarte mari. Și sunt acele locuri unde ei merg și mănâncă acel mușchi, acel, așa pare ca un mușchi de pământ, un burete. Și aia e hrană pentru ei. Ce și sunt, culoare loc, are? sunt locuri unde crește acest Da. mușchi, ca De un mușchi. plana lor, ei sunt de mai multe culori?
Da, sunt de la negru, verde, albastru, roz, roșu, Toate culorile. maroniu, griuri, toate culorile. Cât stă într-un, care e durata de viață a unui astfel de corp în anii lor? Nu au ani, nu au timp, nu se raportează la așa Nu se ceva. raportează. Dacă ar fi să compar cu Pământul, ar fi undeva la, în timpul nostru, 500 de ani. Cum părăsesc un corp? Există boli, există, se îmbolnăvește Bătrânețe. Nu și se sunt boli. deteriorează și acolo. Da, îmbătrânește. În ultimii 50 de ani le apare deteriorarea corpului și încep să îmbătrânească. Până atunci își păstrează o vitalitate constantă, ca și cum am fi noi la 30 de ani. Și în ultimii 50 de ani, din cei aproximativ 500, încep să se deterioreze corpul, avatarele. Dar nu au dureri, Și doar că au slăbesc dureri. în forță, atât. Și Și sunt mai apoi, sedentari, mai puțin activi. Dar da, atât. ca și la noi. Dar aici, sedentarismul. Dar după aceea, corpul ăsta, până la urmă, moare și îi părăsesc sau pot să iasă când vor ei Nu, din ies corp. când corpul Nu mai e viabil. nu, dar nu mai e viabil. Nu ies înainte. Deci nu pot să ies la intenție ca în alte avatare, așa văd. Ok, foarte bine. Acum ne-a spus partea subliminală că nu mai vrea experiențe, închidem aici. Nu mai vrea experiențe în condițiile vechi cu coordonatori, păpători, îi numesc eu. Nu mai vrea să hrănească ființe. Nu mai Nu. vrea să intre în experiențe scrise de ele, extreme. Și vrea să facă experiențe, probabil, libere ale ei, așa cum ea crede și dorește să le facă. Da. Dar, așa cum am văzut, cât are, ce valoare are corpul emoțional acum al Raisei? 37. De asta, probabil, deci ea mai are de dus mai departe, trăit în acest corp al Da. Raisei și pentru asta, pentru a-și îmbunătăți parametrii corpurilor, poate să își deschidă un portal dimensional de experimentare în care să facă, să-și proiecteze și execute atâtea experiențe câte consideră necesare, astfel încât să-și crească parametrii corpurilor. Ca după acest portal, după ce iese din portalul ăsta și își preia corpul fizic, să-și îmbunătățească activitatea pe planeta asta, prin acest corp. Da? Vrea să facă? Da, vreau. Bine. Să-și deschidă portal. Cât număr eu de la 1 la 3? 1, 2, 3. Și intră în portal și execută aceste experiențe. Cât număr de la 1 la 5? 1, 2, 3, 4 și 5. Iese afară. Ia să vedem câte experiențe. Ieșit. 863. Ia să vedem corp sexual, corp emoțional și corp mental. Înainte de portal și acum. Corp sexual înainte, 48 acum, 96. Emoțional, ai zis 30 și nu știu cât. 37 și acum 92. Iar Mental. mental 54 și acum 93. Cum se simte acum partea subliminală? Zice mult mai încărcată, conștientă, energizată, zice. Și liberă. Acum, care linie vrea să o păstreze? Asta făcută în Evident, a portal? doua. Da, evident, Atunci zice.
Atunci are informația să-și extragă energia din prima linie, vechea linie experiențială, să o purifice printr-un zid frecvențial înalt, o trece și o integrează. Da, o curăță, o purifică, o deblochează, deprogramează și așa curat o reintegrează complet. Foarte bine. Și acum vine prin această linie nouă, creată, pe care și-a creat-o, aici și acum. 1, 2, 3. Și hai să verificăm, Ela, dacă mai apare entități. Nu mai văd nici una. Da. Nici implanturi, nici contracte, nici nimic. Nimic, da? Da. Foarte bine. Acum, vrea să ne uităm pe ceea ce ne-a scris, pe întrebări? Da, vrea. Și să răspundă? Zice, hai să facem lumină. Zice, să văd toate creaturile la care m-am rugat și închinat. Le-a văzut, da? Da, le-a văzut. Zice, fiul Anatolii este paralizat și a devenit religios. Cum îl putem ajuta? În urma unui accident, ceva. Păi, acum să facă sferei informațiuni. Da? O număr mare de sfere informaționale cu toată această, cu informația care o are acum partea subliminală și cu tot ce, cu toată iubirea ei. Da, face aceste sfere și le împrăștie peste tot tuturor părților subliminale pe care le-a cunoscut de-a lungul existenței ei ca fractal, spune. Deci nu doar aici pe pământ, da, ci da, da. Peste toată linia tot. Aici. Da. Experiențial. Hai să vedem, acum Anatolii, de ce a paralizat și a devenit religios. Ce poate să ne spun? Contract. Contractul lui, da, de ce încarnare. Are. Iar faptul că a devenit religios a devenit datorită a ceea ce i s-a întâmplat, în credința că îl va ajuta, da? Găsind da. Această Căutând, religie, căutând nu, și găsind, ajutor și speranță. Exact, și găsind această doctrină religioasă la părinții lui. Iar asta da. A găsit-o, de asta s-a agățat, da? Exact. Desigur, experiența, primește sfera informațională, Anatolii, fiul? Da, o primește. O primește. Da, văd că da. Foarte bine. Experiențe, desigur că a mai avut cu el, Raisa. Da. Partea lui subliminală. Da? Da, a mai avut. Soțul Anatolie. Deci fiul e Anatolie, soțul e Anatolie. Prea religios. Cum îl putem ajuta? Cu sfera informațională. Da, primi și el primești? Sfera. Da, primește. Da. Ciudat că amândoi primesc ușor sfera. În condițiile e legat, în care... Credința lor e legată doar de o speranță de a fi mai bine, a. De dorința de a fi mai bine. Dar acest lucru se poate schimba ușor când îți găsești puterea interioară. Și o să te debarasezi de toate instrumentele astea, cărjele astea religiei. Instrumente, cărje ale entităților. Da. Bine. Zice, am negativism și pesimism, cum să scap de aceste programe? Ia să scoată mintea afară. E negativism și pesimism venea, că am văzut de unde, prin cască, de la entități, de la arconi. Care da. Le... Acum, să scoată mintea fizică afară și să dea comandă să se lumineze toate programele nebenefice pe care mintea le-a acumulat, autoprograme, toate programările, toate automatismele, toate ticurile, toate orice obiceiuri nebenefice și autoprograme și tot ce a înregistrat, toate memoriile nebenefice cu evenimente de vibrații joase pe care mintea conștientă le-a înregistrat. Le luminează și le dă foc, le arde.
Da. Ars tot, arde tot, 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 tot. Și acum impregnează mintea programe benefice conform acestei conștientizări pe care acum partea subliminală o are. Da, de pe noua linie experiențială, conștientă, plină de încredere, de iubire și de putere de manifestare. Mm-hmm. Și acum integrează mintea, da? Da, o reintegrează. Mm-hmm. Iar de aici, în conștient, după sesiune, trebuie să lucreze, i-am spus, înaintea Raisei, continuu, cu gândurile, da? Să-i le identifice, să le scoată și să le înlocuiască cu amintiri frumos sau imaginație, fiecare cum poate, frumoase, da? De vibrație înaltă. Da. Bine, zice spiritul meu, ce sfaturi are pentru mine? Să nu-și piardă și să își întărească încrederea în propria forță. Și nimic altceva din exterior. Și încet, încet se va redescoperi pe ea însăși. Și adevărata e putere și valoare. Și zice, dacă spiritul ei îi are vreun sfat să-i dea pentru recuperarea fiului Anatol, care este în scaun cu rotil. Ce atitudine să adopte pentru a-l ajuta? Schimbarea e proprie și prin exemplu îl poate schimba și pe el apoi. Dar nu să facă acțiunea asupra lui, asupra minții lui, să impună ceva, ci prin exemplu ei propriu de schimbare. Asta spun. Ia să vedem dacă fiul Constantin, care are sesiune de curățare, a primit sferă informațională. Da, a primit. Constantin, cum îl vezi el? Îl văd destul de bine. Da. Câmpuri curate, bine definite, energizate, luminoase. Are multă încredere în el. Și văd o parte subliminală bucuroasă. Păi chiar ne-a spus înainte Constantin de sesiune că era bucuros și că chiar are niște rezultate bune după sesiune. Ce-l interesa pe el, eu știu. Exact. Bine. Da, cum să elimin afecțiunile mele? Păi tensiunea arterială intracraniană. Am văzut de unde era. Ceva neregulă în stomac. La stomac, de unde are dureri, cauză energetică, în fizic, ne-a spus. Erau toate emoțiile astea adunate, tristețea și toată neputința astea în energetic, care cauzează și am văzut și implanturile alea energetice care dădea aceste dezechilibre. Ca să scape de toate astea, în primul rând, trebuie să schimbe vibrația și gândurile astea de boală. În primul rând, să se focuseze că e sănătoasă, nu bolnavă. Și am spus înainte. Da, focusul să fie, sunt perfect sănătoasă, nu să stea să se plângă că o doare aia sau aia sau aia, deci să se schimbe focusul și în momentul în care starea ei de spirit, să zic așa cum zicem noi, starea mea de spirit nu e bună, în momentul în care starea de spirit e una de împlinire, de bucurie, să se facă pe ea mulțumită, fericită, se echilibrează toate energiile în corp și dispar afecțiunile, dispar bolile. Eu știu că mai de mult mă durea rău șoldul și la un moment dat n-am mai băgat în seamă durerea, pentru că nu știam ce să mai fac și m-am focusat pe ce îmi plăcea mie să fac și la un moment dat mi-am dat seama că eu nu mai simțeam de mult durerea, deci nu știu cum mi-a trecut. Dar m-am focusat pe starea mea de bine, nu pe ce simțeam acolo ca durere. Da. Și mi-a trecut. Și de atunci, de ani de zile, nu mai am nimic. Deci, asta e focusul pe starea de bine. Gata. Gingii vulnerabile, paradontoză, osteocondroza aia, am văzut că era cu săruri și am văzut despre asta. Gingii vulnerabile,
Și astea veneau tot din toată starea, da? Generală. Da, și de la implantul de la gât, de pe chakra gâtului, exact, curație și... de chakra gâtului. Da. Zice a, că să invităm spiritele fiului să participe și soțul, ceea ce ne fi încurătați, n-am putut să facem asta, le-am trimis informații. Blocaje în afacerile de familie, dacă astea sunt legate, adică în treburile familiei, dacă astea, blocajele astea sunt legate de tăierea animalelor domestice de către soț. Păi, pe toată casa e un egregor al casei, a locului, a gândurilor lor, a stările lor, lor și entitățile lor, comune și tot. Da. Da, și eram și ea acolo cu contractul ei, cu energia ei care alimenta. Deci toate astea împreună creau situația grea. Mm-hmm. Acum, de aveți și spirite de animale care le taia soțul? Da, sunt, dar pleacă la un moment dat. Nu. Dar bine. Sunt, da. Deci ei întrețineau. Ei personal, da? Toți, da. Cu toți acolo. Bine, partea subliminală vrea să meargă în sinele mai înalt? Da, vrea. 1, 2, 3. Să merg. Ok, merge în sine de 8. Trimite raze de lumină până în corpurile energetice, le curăță, purifică și armonizează. Mai mărg încă o dată și mergem în sursa primordială a creației. Luăm și pe Constantin, da? 1, 2, 3. Și aici își caută matricea originală cu care a fost creată ca și conștiință primă. O suprapune peste matricea cu care vine din experimentare și corectează toate codurile care au fost schimbate, modificate. Activează fiecare declarație de suveranitate, o spune cu determinare. Da. Ce face? Câte experiențe a avut în univers, partea subliminală? Linia experiențială a colapsat-o. Da. Așa, Ela. Să-și activeze programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic? Da, activează. Să-și facă sfera de manifestare, aici în sursa primordială a creației, unde își trimite idei, proiecte, le susține mental, emoțional, energetic, cu acțiune în fizic până când manifestă. Noi, celelalte părți subliminale, ne concentrăm sferele noastre cu lumina și iubirea sursei primordiale a creației. Da. Și număr de la 1 la 3 la. Și venim aici și acum fiecare prin canalul ei de abundență benefică pe care îl curăță, purifică, lărgește. 1, 2, 3. Aici și acum tăiem orice legătură cu oricine și orice. Tot ce am auzit, văzut și investigat în această sesiune. Să-și anuleze orice ritual pe viața asta, care i-a fost făcut, la care a participat sau l-a făcut altora. Da. Să facă două sfere generaționale de cea mai înaltă vibrație, pe care le trimite pe acest arbore genealogic și arde toate programele nebenefice care s-au transmis de la strămoși la ea. Da, dizolvă, te creează tot. Să facă alte două sfere din acestea și să le trimită pe legătura genetică cu fiecare copil. Da, dizolvă, te creează tot. Taie și cordoanele umbilicale cu fiecare copil. Da. Și acum el adăm cu bombe, cu lumină și iubire de cea mai înaltă vibrație în casele noastre, mașini, surse de venit, joburi, fiecare curăță tot ce are de curățat. Iar Raisa își curăță curtea, închide portale, ce depinde de ea. Da, gospodăria, da. Grădinea, tot. Peste tot se dizolvă toți egregorii de gânduri, vorbe, fapte, acțiuni, amprente energetice, energii stagnante, blocate, holograme, urme, reziduri, efecte de orice fel ale acestora, toate sunt decreate. Entitățile le aspiră pe portal de înaltă vibrație și le trimite direct în sursă, iar acest portal rămâne activ și îl programează să absoarbă, să aspire din jurul ei toate energiile de joasă vibrație care vin spre ea.
Și închide, sigilează toate portalele, toate canalele și vortexurile de pretutindeni. Foarte bine. Mulțumim, părții subliminale, pentru această călătorie.